țină de minge, să găsească breșele în sistemul defensiv al oaspeților. Pasa vine din prima, excelent, însă de Moura recuperează oaspeții spre nemulțumire. La Cruia de multă vreme nu l-a mai văzut atât de tăcut. Dar n-a mai avut putere. Nici măcar să-i certe pe jucătorul săi. Constanța, au mai mulți fotbaliști din cealaltă jumătate de teren. Eric de Oliveira, Carniț însă pentru Achim. Se uitește din nou jocul, driblingul nu iese însă, lui Gioba oaspete. E ca la Concordia Chiajna la un moment dat, fără să-i supără acum pe Ilfoveni. Gorobsov nu prea avea cu cine să joace. Pasă pentru Cicâldău și acum Mihăilă. Mihăilă este un fotbalist tehnic, forțează acolo pătrunderea, cade Mihăilă, dar nu obține lovitura de la 11. Două ferestre de Mercato, pentru că altfel apăreau și oameni noi. Așa îi găsești cu greu. Sperăm să aducă încă un punct pentru România. Deocamdată rezultatul este 1-1. Da, eu sper să aducă și Michi Buzărnescu un punct pe Simona Mitru puțin în ultimele 10 minute. Deocamdată echipa lui Dan Petrescu este în grafic. Își mărește zestre acum că 3 puncte. De Moura nu reușește să intervină în fața lui. Dac da o presiune pe echipa antrenată de Mihai Teja, care are nevoie de victorie în deplasarea de la Ovidiu cu Viitorul Constanța. De Moura îl păcălește pe Omrani, vine și Mensah. Ofensiv astăzi perechea lui apare mai ușor, mai des la finalizare. Să nu uităm, Carniț a avut acel șut tip catapultă în prima repriză. Nu a funcționat foarte bine, ocazie mare. Lulacu saltă mingea peste poartă, nu este pară. Jacsua și lovitură de colț pentru Astra Giurgiu. Da, doi apărători centrali care vor să participe la joc, deși mai devreme Iulian Cristea era să comită o eroare, pentru că pierduse primul duel cu Biraima Tandia, diagonal aici. Cam cu mâna a lui Florin Tănase, bucureștenii rămân în ofensivă, să vedem dacă iese unghiul de centrare. Este o pasă săltată pentru Florin Tănase, nu poate. Ora care a revenit, Florinel Coman, din nou șansă de gol pentru Florinel, pe interior Ioan Hora forțează, cade, a forțat acolo, însă a forțat. Era un adevărat bulevard acolo în dreapta defensivei oaspeților. Teixeira cu o pasă pentru Hora, Gabriel de Moura trimite în corner. Teixeira, broderia reușită, o nouă pasă cu arabescuri care iese până la Florinel Coman. Pe interior a încercat să găsească, să se stează lui Alexi Pitu. Pitu trece spectaculos de un adversar de Florin Ștefan. Gabriel de Moura intervine și s-a văzut și Ario Camora și acum Dylan Flores vrea să declanșeze contraatacul. Blocat de Andrei Mureșan, Bordeanu, n-a ieșit driblingul, scoate Dylan Flores. De această dată nu mai execută Ian Is. Artean este cel care transmite până la francezul Lisuri, care aici e victimă în fața unui fundaș atimă. Repune de la margine de Neuer. A căzut acolo Ian Is Hagi, Bursan face să vor mai juca mult fotbaliștii Iuțea lui Gică Hagi, Ianis sau Lisuri în zona lui, iarăși îl vor expune. Mensah, de greu când se întoarce, are nevoie de trei atingeri pentru pasă, l-am luat de în recentrare, Lisuri, preluare, șutul lui Lisuri, nu a încercat francezul driblingul. Dortmund, scout ai Borussiei, îl urmăresc pe Darius Solaru și mă gândeam chiar acum în aceste 29, aproape 30 de minute. Totuși pune Bradley Diallo de la margine la Eli Fernandez. Nu știu ce spera să obțină Eli Fernandez aici. Baroan care de la margine pentru De Moura. Hai să vedem pe cine alege, pe Nuvie. Pasa, aplicarea, filtrat, atacul pentru Hame. Mensah, din ce în ce mai bun Mensah pe interior, cu o pasă superbă la Gabriel De Moura. Vine centrarea, două, trei opțiuni au acolo. E aceeași problemă în flancul stâng al defensive, pentru Șepciu Sfântul Gheorghe era plecat din zonă, dispărut în misiune. Omar Abud, Rudolf nu s-a încumetat să-l atace direct, s-a tot Moura. Caută pe Flores, respinge Doncor și o face spectacol. Sep și în sfârșit îl vedem pe Dylan Flores. Balonul ajunge pe extremă la Gabriel de Moura. Din nou la Dylan Flores, costaricanul sprintează. Flores
parcă a ricoșat balonul din el în Bălgrădean. Gabriel Demoura ține în continuare de minge. Formația Nisindu Gheorghe pasează. Gabriel Demoura pentru... E greu să treci pe acolo. Ce a vrut Tandia. Grea intervenție. Reintră în posesie Tandia. Demoura. E cea mai bună respingere din partea lui Kuiper. Dar n-a fost la mâna altora. Da. Gabriel, centrare bună. Karnitsky. A fost o ocazie care a semănat cu cea lui Florin Ștefan la cealaltă poartă. Din punctul ăsta de vedere sunt 1-1 aici. Acum pentru Tandia pasa. Acum niciodată să... Poate schimbă și el sistemul. Poate nu mai joacă 4-2-3-1. Poate, eu știu, coboară pe Vajvar între Rus și Velev și joacă... Îl limitezi calitățile care le-am. Și mai ales, ok, hai să zicem că poți să joci acolo în condițiile în care tu domini jocul și ataci. O altă sepsie în rundele următoare, pentru că odată cu aceasta a doua înfrângere consecutivă în play-off, oamenii se vor trezi, își vor spune ok. Anii, minutul 14, până retur, spuneam și eu, acum o săptămână, am scris Țucudea, minutul 15, Gabriel Demoura cu o centrare, nu e corner. La 10 goluri, 5 pase decisive, Dylan Flores, Gabriel Demoura prea în față această pasă. Vine cu pasa, așteaptă Vajvari care are un șut bun, Vajvari. Pentru brazilian, Demoura vine cu centrarea, Tandia, Adam Long, Tandia coboară mult, iată și pe Velev. Dar ce fără Cluj, senzația mea este că o lasă pe adversară să paseze mai mult. Arlau, era cu mâna pe minge în afara suprafeței de pedeapsă, asta contează mai puțin, n-avem nici VAR. Încă o pasă lui Velev pentru Florin Ștefan de această dată. Viera și Jovanović în stânga joacă Daisuke Sato. La mijlocul terenului, în fața apărării Velev și Vajvari, după care urmează mesaj din Florenz și Florin Ștefan. E o echipă care pasează totuși, pasează de multe ori foarte bine, șef și sunt Ughiore. Măura a alunecat însă tant. Ar trebui să vedem o formație super ofensivă, cea din Sfântul Gheorghe. Demoura, excelent din prima, nu s-a înțeles însă cu Mensah, nici balul atât cât s-a priceput. Mensah, Demoura așteaptă, brazilianul își potrivește o posibilă centrare, prea scurtă totuși. Da, Ciprian Deac, veritabil fundat stânga, pentru că Mario Camora a strâns alături de stopării Lang și Mureșan. Demoura, la Cristi Manea, aruncă în careu, vine cu centrarea. Balon scos, destul de greu însă de Clujeni, din propria suprafață de pedeapsă. Demoura, în concentrare mai bună de această dată, Tandia. Titular, iată aici o pasă pentru Yasin Hamed, aflat în duel cu Nasser Ali. Acesta întoarce pentru Gabriel Demoura, centrare cu stângul a brazilianului. Minge este respins de Gabriel Demoura. Terenul, vedem, este denivelat. Centrarea lui Gabriel Demoura, interesant, respinge clip. Reușește să paseze, Ricardo Grigore se retrage destul de lent, să vedem acum centrarea spre bara a doua, e acolo Drăghici care i-a luat fața lui Gabriel Demoura, o jumătate de oră până la finalul întâlnirii. Sepsi Dinamo 0-1, gol marcat de Niston urmă cu câteva minute, Drăghici. Andia, Moura. În careul de 16 metri nu e aproape nimeni de la Șepși, pleacă totuși o centrare periculoasă, se respinge. Aminge în spate pentru Demoura, care acum verticalizează. Condițiile în care în sfârșit stadionul va fi gata la începutul viitorului sezon, noul stadion evident. Oh, ce fault aici tare asupra lui Demoura, pe care l-a făcut. Iera reușește să respingă această minge. Gabriel Demoura a arătat poftă de joc cu lașul dreapta al celor din casă. Mâna cu Renul lui Moș Crăciun în meciul ăsta. La cum a călcat pe teren. Da. Da, polonezul însă, repet, a avut Cică Hagi, antrenorul roșialbaștrilor. Pe atunci era Steaua, nici nu se știa de FCSB, se juca încă în Ghencea. Dar deocamdată doar ca Călăraș, prima partidă a zilei, sigur e meci de play-out, a doua partidă a zilei este din play-off. Gabriel Demoura acum,
în preajma lui este bulgarul Vele. 25 de minute fără gol încasat în deplasare. Oricum, per total, formația clujeană Anca. Pressing, culeg roadele primului pressing pentru că au această tușă. Gabriel de Moura, minge care rămâne la fundașul dreapta lui Sepp și combinație frumoasă. Vine central. Atacantul roșalbaștilor, la fel aici Flores, parcă a ricoșat balonul din el în bălgrădean. Gabriel de Moura ține în continuare de minge formația lui Sându Gheorghe. În turul sezonului regulat a marcat Omrani, minutul 14, până retur, spuneam și eu, acum o săptămână, a înscris Țucudea, minutul 15, Gabriel de Moura cu o centrală. Unde ar fi beneficiat de repunere cei de la Șefși. De Moura. Pe urmele sale se afla Ciprian Deac, faultea. Golul cu Finlanda. Finlanda, da. A jucat în Israel multă vreme, după ce plecase de la Petrolul Ploiești. Iarăși o naivitate a fundașului dreapta a lui Peteleu, care dă cam tare. L-a depășit pe Ciprian Deac și De Moura rămâne cu privirea spre poarta lui. Ardean este cel care transmite până la francezul Lisuri, care aici e victimă în fața unui fundaș atât de experimentat și sigur cum este acest brazilian. Și adevărat, cu puțin noroc putea să scoată un rezultat de egalitate. Gabriel de Moura respinge undeva în partea dreaptă la Carl. Din nou pe internațional muntenegrean, Mârșliac scoate pentru Balaure, Radunovic. A încercat să-i trimită lui Romario Moise, dar de genul ăsta scap de adversar și centrez din prima. Putea să avanseze, scăpase de Radunovic, putea obține o poziție mult mai bună. Și deja a încasat două goluri. Florinel Coman încearcă o pasă, apare Gabriel de Moura și blochează. Țepsi pentru că o lasă într-adevăr FCSB. Centrala lui Benzar pentru Hora, urmărește Florinel Coman, nu-și asumă niciun risc fundașul dreapta de la... Vreo 24 de goluri în sezonul în care Țepsi a promovat din Liga a doua, în Liga a întâi. În Liga a întâi de la noi vor lua startul în primul tur preliminar. Am ajuns cam jos, dar în fine, vă luăm și noi pas cu pas, cu speranța că vom avea măcar o echipă. Aia nu e. Dar un întâmplător a și fost dat de cei de la CFR Cluj. De Moura, bun stopul, foarte bună, cu 4 goluri și un penalti ratat. Poate ar fi fost prea aspru rezultatul pentru cei de la Șef și raportându-ne cel puțin la prima repriză. Velev, din nou lateral. Ura, urmărit de Pitu, degajează Feir. Acum au jucat. Îi pasează lui Romario Benzar. Da, acest triunghi pe care l-a avut la centru s-a răsturnat cu... Nu mai era baza pe linia de centru, ci era vârful Ahipirii. Nu l-au jucat foarte mult aici. Intrare din întoarcere. Nițui depășit, De Moura îi rezistă lui Olimpiu Moruțan și nimic din partea arbitrului. Moruțan în control, primul dribling greu. Către Iulian Cristea. Cristea încearcă să-i paseze lui Moruțan, care senzație că a de mingea, cred că a ciupit și adversarul. Radu Petrescu lasă jocul să continue, tot Denisman împinge jocul lui FCSB. Bun, Denis Mala, cât de talentat. Între cei doi, probabil. Și s-a văzut ce pot să producă ceva mai devreme. Doi jucători tehnici, doi jucători cu o viziune bună a jocului. De altfel, Flores a fost adus de mai multe reușite, că nu se vor mulțumi cei de la CFR cu golul 17 al lui George Țucudean, că nu va cu 10 zile. Da, totuși a venit atât de rapid golul încât putem spune, fără tăgată, da, că Șef și pornește în meci de la 0 la 1. Gol, Marc. Vor obține cele două până atunci, depinde și de implicarea Craiovei în această luptă pentru titlul. Craiova, care a pierdut în ultima etapă a sezonului regulat pe teren. O dublă contra Dunării Călărași în deplasare, apoi gol acasă în meciul cu Concordia Chiajna. Zenche încearcă să-l lanseze acolo pe Jadi. Viera intervine, vine din... După 0-3 ieri la Giurgiu cu Astra, Dinamo a primit o veste proastă acolo. Dinamo prinde cel mai rău. Astra a jucat la media și a jucat cu Viitorul, mai are cu CFR și cu Craiova.
moral pentru formația lui Bergodi, care a avut câteva rezultate bune și în pregătiri. Iată o primă acțiune, o încercare de a-l angaja pe Gazze, intervenția lui. Răuță oamenii din zona mediană. Accidentarea lui Krasnic i-a dat peste cap tot desenul tactic și tot ceea ce pregătise. Reamintesc cele spuse de noi înaintea acestei partide. Voluntarul vine după două rezultate de egalitate în finalul anului și arată cu totul altfel decât la începutul sezonului. După venirea lui Cristiano Berg, o invită pe șef și la joc formația lui Bergodi. Degajarea lui Vâtcă, la întâmplare, recuperează foarte bine Moura. Simonovski pe Gabriel de Moura. Însă e important și ce faci după ce intri în posesia mingii. Deocamdată echipa lui Bergodi, atunci când recuperează, nu reușește să ducă mingea în partea cealaltă.